Salutare tuturor, numele meu este Alex și astăzi, după cum vedeți, facem videoclip de la puișori. Am văzut un comentariu la ultimul videoclip, dacă a scos pui cu cloșca Bragma. Acela este singurul pui care mi-a rămas. A scos doar 2 pui, pentru că a intrat o rață peste ea și a spart ouăle și unele din ele s-au crocit. De la gălbenul și acela care s-a pus pe ele. Puiul acesta de Bragma este scos din ouăle care le-am pus eu la o altă cloșcă. Am crezut că nu sunt bune, le-am aruncat pe celelalte, ăsta l-am uitat sub brață și m-am trezit cu puiul acolo. Am și pui de curcan, din aia 3 mi-a rămas 2. Le-am dat drumul pe aici odată și mi-a dispărut, cred că mi-a luat șobolanul. N-am mai reușit să prind șobolanul, din păcate. Am lăsat cursa aceea o grămadă aici, mult timp, și nu l-am prins. Cred că mi-a ciordit și unul ăsta de curcan, pentru că aveam 3. Dar dacă trăiesc ăștia 2 e perfect. Ăsta de Bragma s-a făcut foarte frumos. L-am ținut singur o săptămână până să scoată ăștia de curcan. După aia l-am băgat cu ăsta, cu ăștia. Ăla negru nu-i de Bragma, am băgat și alte ouă. Este din găinile mele, cred, că mi-a ieșit negru și la crucitoare, la incubator. Mi-au ieșit negri pui. Mi-am pus acolo mâncare de pui, concentrate faza întâi. Și apă. Are foarte mult spațiu aici. Au crescut foarte frumos ăștia. Mă oftic că mi l-a ciordit șobolanul pe celălalt, dar... Asta este, așa este la țară. Sper să fie un curcan și o curcă. Sau poate două curci. Să scot mai mulți pui după aia. Curcan că n-a început să ouă, dar pui i-am separat. O să fac un videoclip separat de acesta. Cam acesta ar fi videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să faceți un like, subscribe, share și vă vedeți și pe tine și vă lăsați cu mine. Pa, pa!